bună seara și bine ați venit la o nouă ediție 360 de grade. Vom discuta astă seară despre misterele unor locuri care par rupte din rai, despre bisericile scufundate din România, locuri care înseamnă mult mai mult decât niște simple relicte. O legendă spune că din 7 în 7 ani se aude din măruntaiele pământului clopotul bisericii dispărut. Despre toate aceste povești create parcă de cea mai febrilă imaginație, vom vorbi cu invitații noștri, Daniela Stansion, profesor universitar dr. Gheorghe Iancu și profesor universitar Mircea Aurel Niță. Bună seara și bine ați revenit! Înainte de a vorbi despre aceste locuri rupte parcă din rai, vom vedea imediat ce semnificație au bisericile scufundate în primul rând din România și ce încărcătură deosebită. Ele sunt mult mai mult decât niște simple ruine. V-aș ruga să ne spuneți care credeți și care se pare că sunt riscurile anului 2015. Da, aici sigur că ar fi fost bine să fi discutat înainte de februarie, de 19 februarie 2015, dar mi-au voplit că jamești, mai târziu decât niciodată. Sunt riscuri destul de multe, nu neapărat mari, ca să nu speriem lumea, și acestea sunt generate, dacă mi-ați permite să folosesc o expresie din literatura spirituală chineză, dominată de steaua 3. Steaua 3, care este o stea extrem de violentă sau de virulentă din punctul ăsta de vedere. Pot să vă spun, pentru că pe dumneavoastră s-ar putea să vă intereseze, anul trecut a fost dominată dragonul de această stea 3, anul ăsta domină toată lumea, pe toată lumea steaua și 3. Toată lumea, da? Care este steaua certurilor, a scandalurilor, a riscurilor, a problemelor care vor apărea sau care au apărut. Și chestia asta este foarte clar. Ați văzut ce s-a întâmplat începând cu acel Malaysian Air care s-a căzut prin sudul Pacificului sau pe unde o fi căzut. Și multe alte probleme, sunt riscuri de accidente, să știți, sunt riscuri de bizare, acțiuni teroriste, inexplicabile, acțiuni teroriste, cum ați văzut în Paris, în Franța, cu Charlie Hebdo. Apoi mai sunt și, eu știu, tot felul de căderi de pietroaie, de bolovani pe șosele, ați văzut, apoi acele cutremure din Nepal, două cumplite, nu așa? Da. Și multe altele, să știți că vor mai exista. Trenul de raia din Philadelphia, da, cu două zile. Da. Gândiți-vă că această stea 3 își va produce efectele, apropo de riscuri, până pe 4 februarie la anul. Ca urmare, nu e un dat, nu este ceva extraordinar de... Dar sigur că e bine să știm și să încercăm să ne păzim de asemenea situații. Nu știu cât putem să o facem, pentru că acum nu numai dragonul, v-am spus, este afectat, ci toată lumea este afectată. Deci, practic, ar fi un marcaj pe accidente. Da. Pentru anul 2015. Da, și nu mai pe accident. Pe fenomene de furie inexplicabile, războaie nejustificate, revoluții, da. Lucruri care nu merg, deși trebuiau să meargă. Deci, atenție și la călătorii, și la expunere. Și mai ales datoria noastră a celor care știm, și acum mai ales că prezentăm telespectatorilor această situație, avem, când vedem aceste tendințe care cumva nu-și găsesc locul, se simte această chestiune, în mod spiritual o simțim, avem acea explicație că este un an mai furibund din cauza acestei stele 3 și putem evita, prin simplu fapt că avem cunoștință, putem în acel moment să devenim mai buni și să spunem nu, acesta este o influență exterioară care nu aparține, care poate fi evitată. Să vă mai spun ceva apropo de chestia asta, pentru că doamna, îi mulțumesc că m-a completat, dar vreau să mai spun ceva. În casă ar trebui ca să se pune în mijlocul casei un covoraș roșu. Nu foarte mare. Și apoi pe undeva pe masă în mijlocul casei ar trebui să existe o farfurioară cu 3 mere roșii, pe care să le schimbe oamenii când se strică. Poți să le dea la mâncat, dar să stea tot timpul până pe 4 februarie 2016, la anul. Și în general să existe ceva roșu, o lampă roșie tot acolo în mijlocul camerei, orice roșu, nu foarte mult roșu, dar să existe, tocmai pentru a contracara efectele acestei stele 3. Problema este că o să zică iarăși lumea că vorbim aiurea. Nu e adevărat.
Această stea 3 rezultă din acel calendar de 10.000 de ani chinez. Sunt 9 stele. Aceasta este cea care domină. Sigur, fiecare, mai multe stele domină din punctul de vedere al paciului, domină fiecare zodie chinezească, dar asta este cea care domină toată lumea în anul acesta. Fiecare zodie având stelele ei care sunt dominante, dar asta le domină pe toate fiind în mijloc. Și de-aia în mijlocul casei trebuie să fie pusă. Cu atât mai mult cu cât în cultura asiatică, tot așa cum a spus domnul profesor, veche de 10.000 de ani, întotdeauna în aranjamentul unui interior s-a spus că mijlocul trebuie să rămână gol. Deci steaua aceasta este atât de puternică, are influențe atât de posibil nefaste, încât un simplu mărunțiș ca acest covoraș roșu, care se spune că oprește răul, culoarea roșie oprește răul și merele roșii sunt pur și simplu un simbol. O anihilează asta. O anihilează. Deci, această stea trece până și peste acest principiu fundamental că mijlocul în interior trebuie să rămână gol. Așa e la chinezi. Mijlocul camerei este gol. Pentru a lăsa energiile să curgă, dar în acest caz, din cauza că are o energie extraordinar de negativă, se produce o încălcare a unui din principiile fundamentale are anul acesta. Un alt fenomen bizar, aș spune, care a avut loc, un fenomen ciudat care a transformat ziua în noapte în localitatea Soligorsk pe data de 13 aprilie. Iată, o să vedem imediat și filmulețul. Se pare că totul s-a datorat unei furtuni puternice de nisip. Și fenomenul acesta a avut loc și în Ucraina. Să vedem, totuși, nu putem să nu observăm faptul că acei nori care s-au acumulat pe cer și au devenit din ce în ce mai negri, ne dau, o să vedem imediat, o senzație stranie, parcă este ca un fel de legătură cu un soi de avertisment și trebuie totuși să fim pregătiți și pentru acest soi de avertismente care atunci când apar cu siguranță au o încărcătură, au un mesaj de transmis pentru noi. Să comentăm puțin această situație în care spuneam că norii s-au acumulat pe cer. Avem filmulețul. Am revenit, iată, din punct de vedere spiritual, ce încărcătură, domnule profesor, ar putea avea astfel de fenomene care, chiar dacă nu sunt cu totul și cu totul neobișnuite, dar totuși este clar că transmit ceva. Din perspectivă energetică, întunericul înseamnă lipsa luminii. Emisia de lumină se întâmplă în permanență, în toate sistemele solare, nu numai în sistemul nostru solar. Ori emisia de lumină înseamnă o anumită ploaie vibrațională într-un anumit limbaj, nu neapărat științific. Este posibil ca în acel moment, de exemplu, noi suntem înconjurați de lumină, dar este posibil ca la un moment dat nivelul vibrațional datorită sursei de emisie care emite lumina, este posibil ca la un moment dat să se întrerupă emisia aceasta, pentru că emisia de lumină se face în cicluri, în pulsații. Dacă la un moment dat
pulsațiile acestea sunt întrerupte pe o perioadă mai lungă de timp, atunci este posibil să se declanșeze astfel de fenomene meteorologice. Da, vorba de un profesor despre faptul că probabil nu este o furtună de nisip, nu știu unde s-a întâmplat fenomenul, dar s-a mai întâmplat astfel de fenomene, se întâmplă frecvent și în România, când apare o mică tornadă sau când, de exemplu, brusc, de regulă în sezon de vară, brusc se întunecă cerul, se întunecă atât de rău încât uneori poate lumea intră în panică, alteori poate nu intră. Problema în sine este să rămânem în starea noastră de echilibru între cele două emisfere, pentru că aici se poate întâmpla următorul lucru. Mintea noastră funcționează pe niște scheme cadru, funcționează cu niște percepții și atunci percepția noastră este normală ca în timpul zilei să avem lumină și dintr-o dată cineva ne duce în întuneric, nu știm cine, dar în realitate este o întrerupere psihic, de astfel. Pentru psihicul nostru au o relevanță aceste fenomene. Da. Tocmai de aceea am spus că este bine ca lumea să nu intre în panică în astfel de situații, pentru că, de fapt, ce se întâmplă? Dacă noi suntem conștienți tot timpul, asta înseamnă să fim atenți, să avem putere de concentrare, să ne menținem luciditatea. Pierderea lucidității este exact ca în somn. Ne face să nu mai știm exact dacă suntem în starea de vis sau în starea de veche. Și în aceste situații și la cutremur reacțiile sunt la fel. Nu trebuie să ne pierdem luciditatea. Gândiți-vă că, de exemplu, astăzi în Nepal a fost al treilea cutremur, nu? Și dacă ne pierdem luciditatea în acel moment, pentru că ne pare punctul de sprijin, noi suntem obișnuiți ca și corp fizic să avem punct de sprijin pe pământ, pe ceva rigid. Când acest postament, acest suport începe să vibreze, noi intrăm în panică. În momentul în care vibrația crește, pentru că mintea noastră nu este obișnuită cu astfel de vibrații și nici nu am exersat în școli, în licee, în facultății, conservarea lucidității, este posibil ca lumea să intre în panică. Acest fenomen este un fenomen normal, este un fenomen natural și aș vrea să mă completez și oare la ce au spus colegii mei înainte, apropo de riscul acestui an. Ce se întâmplă? În momentul în care emisia vibrațională se întrerupe brusc și avem așa zis un șoc vibrațional, când trecem de pe un nivel înalt vibrațional pe un nivel jos vibrațional, în acel moment, emisfera dreaptă, care este o emisferă predominantă emoțională, afectivă, poate trece prin niște șocuri. Cu care nu lucrăm. Da, pentru că mulți oameni nu lucrăm. Nu știu dacă ați remarcat, în momentul în care ne enervăm foarte mult, sau sunt, de exemplu, emisiuni la televizor, acele așa este talk show-uri în care sunt deliciu telespectatorilor pentru că lumea se enervează, chiar lumea începe să se jinească. În momentul în care ne enervăm, cuplarea și decuplarea sinapselor neuronale se produce prin ceea ce se numește un fel de arc electric și tensiunile sunt foarte mari, de ordinul miilor de volți. Când se produce o astfel de tensiune, o descărcare pe emisfera dreaptă, ea poate să influențeze logica și rațiunea de pe cealaltă emisferă. De aceea este foarte important să nu ne pierdem luciditatea. Și să ne cultivăm, mai ales. Așa se întâmplă și accidentele. Da. Mergem normal și dacă la un moment dat suntem pur și simplu, vine o undă energetică de vibrație joasă și noi suntem exact într-o vibrație, poate că atunci ne gândim la ceva urât, ceva ce s-a întâmplat în timpul zilei. Rezonăm și în acel moment se produce accidentul. Deci, pot să pun o întrebare în discuție. Ce este de bază, lumina sau întunericul? Evident că lumina. Asta e povestea. Asta e povestea. De aici trebuie să plecăm în explicarea ceea ce s-a întâmplat acolo. Credeți-mă că în lume există visul personal și visul planetei despre care se vorbește. Vis al planetei care înseamnă un fel de adunare de da-uri și nu-uri din punctul ăsta de vedere. În natura s-a răzvrătit. S-a răzvrătit probabil într-un anumit, că un fenomen natural, asta e clar, s-a răzvrătit împotriva nuurilor probabil care au creat visul planetei sau visul acelui oraș. Da. Și lumina a dispărut. Pentru că a fost mai puternic întunericul. Într-o asemenea situație. În acel moment se poate extrapola, sigur. Când vibrația negativă este atât de puternică, se creează o permeabilitate extraordinară pentru umanitate și chiar și pentru plante, pentru animale, etc. În aceste condiții, noi care suntem dotați cu spirit, cu intelect, avem datoria să păstrăm lumina. Acum, în exterior, fenomenul natural cu vibrație negativă aduce întunericul. Noi trebuie să, fiind conștienți de umanitatea și divinitatea din noi,
trebuie să păstrăm și să menținem lumina. În primul rând, de esență, nu trebuie să ne uităm la aceste forțe ale întunericului știind că transmisia se face prin ochi. Cei care tot filmează și asta chiar nu este indicat. Stăm înăuntru, intrăm înăuntru imediat, mai ales că suntem avertizați de fenomene de genul acesta în zilele noastre, numai e ca în trecut. Apoi, înăuntru, facem două lucruri. Cultivăm lumina în jur și cultivăm lumina interioară. Așa cum am vorbit azi dimineață la emisiunea cu energiile pozitive, mai facem încă un exercițiu suplimentar de activare a chakrelor și de menținerea luminii interioare, eventual ne rugăm. Ce este mai fezabil pe personalitatea respectivă? Lumea vede 13 aprilie și lumea știe că, sau parte din oameni, știu că 13 este o zi cu ghinion. Am să le spun de ce există 13 aprilie și de unde vine. La 1307, când Jean de Moraes, care era șeful cavalerilor templieri, a fost ucis după un an de... a fost ars pe rug după un an de verificări, de cercetări făcute de Filip și apoi chiar de papă, amândoi în cârdeșie până la urmă au ajuns la această concluzie, chiar dacă papa era puțin în dubiu, el se subordona papei, a fost ars pe rug și pe ziua de 13 octombrie 1307, atunci a apărut acest 13, în condițiile în care el după rug le spunea celor doi că într-un an de zile vom aveți urma și așa s-a și întâmplat. Asta este explicația și iată că există și o legătură cu 13 aprilie asta care, da, dar nu este care deloc s-a obligatoriu. Produs. Nu, da. E obligatoriu, dar... Sunt doar niște coincidențe. Domn profesor, are perfectă dreptate. Unii și sunt bucuros că ați deschis această discuție și o să vă spun de ce. Jean de Molay. Pentru că, practic, informația a intrat într-un mental colectiv, într-un subconștient colectiv și visul s-a conservat. Cum visul că ziua de 13 aduce ghinion? Visul e bine planetei. Să știe telespectatorii noștri, apropo de vis, da, domnul profesor Valdo Vieira a vorbit astăzi despre dânsul, spune foarte clar că există un spațiu în care se conservă toate gândurile emise. Exact. Acel spațiu exact se numește într-un fel holotosen, unii spun exact altfel. Domnul profesor vorbește despre visul pământului. De fapt, este un spațiu în care se adună toate gândurile noastre, și cele bune și cele mai puțin bune. Numuri și dăuri. Și ele zac acolo. Sau cele pozitive sau negative în limbaj și așa, da, mai pe înțelesul tuturor. Cele mai periculoase sunt clișeele. Evident. Deci atunci și aici când un clișeu, atunci cum că 13 aprilie ne aduce ghinion. Exact. Deci clișeele acestea sunt etichetările despre care, da, vorbim, cât sunt este nocive. Da, este, da, atât, da, de complex universul și atât de subtil încât a spune că un anumit lucru obligatoriu are o anumită conotație bună sau proastă este din start cam, da, nefondat. Pentru așa că fiind atât de complex, sunt atâția oameni cărora li s-au întâmplat numai lucruri minunate pe 13, deci nu, chiar este nu putem fanatism generaliza. Este treapta, da, treapta 5-a atașamentului, da, fanatismul. Da, da. Numai, exact. Nu m-ați întrebat dacă cred, da, în, da, așa ceva. Da. Eu v-am spus de unde vine în visul planetei. Nu, pentru că de aici vin și foarte multe probleme din cauza acestor superstiții nefondate. Da. Oamenii devin... capătă un soi de concepții care nu au nicio legătură cu realitatea, dar în schimb nu se feresc de lucrurile cu adevărat problematice. Nu e fanatismul de care lumea crede, da, este sigur fanatismul ideea ca a cincea treaptă a atașamentului. Haideți să vorbim și despre acele locuri încărcate foarte pozitiv, acele locuri rupte din rai, bisericile scufundate din România. Aș vrea să vă rog să ne explicați de ce au o energie atât de puternică aceste biserici scufundate. Sunt anumite lucruri nevăzute care, despre care telespectatorii noștri cu siguranță ar dori să știe și mai ales cum se aleg aceste locuri. Domnule profesor, da, ați discutat, să spun, da, cu părinte, cu un preot. Un preasfânt părinte, da, cu care eu am relații foarte bune. În primul rând că există, ca să teoretizez, există două etape. O etapă fizică, administrativă și o etapă spirituală. Etapa fizică este alegerea locului unde ar trebui să existe o asemenea biserică și anume ea trebuie să fie, ea, biserica sau locul trebuie să fie într-un loc înalt și care să aibă suficient spațiu pentru a veni cât mai multă lume. Nu? Rugăciunea colectivă este benefică, este cea mai puternică din toate rugăciunile către Dumnezeu. Apoi, după ce s-a întâmplat treaba aceasta, urmează partea spirituală care se împarte și în două, și anume spiritualitatea sau mai bine sfințirea locului și oamenii telespectatorii noastre trebuie să știe că sfințirea locului se face tot de un om sfânt.
Adică există vorba, există vorba că omul sfințește locul, dar condiția ca omul să fie sfânt. Da, nu da, orice da. Fel de om. Și apoi, după ce se ridică acea clădire, și acum autorizația o spune, dată de administrația publică, locală, județeană sau locală, urmează din nou sfințirea care se recunoaște printr-un brad sau printr-un ceva pus în locul cel mai înalt al clădirii respective, pe care se pun și crucile. Adică există și cruci și să știți că acum poate lumea știe, pentru oamenii știu, în momentul în care s-a sfințit biserica și asta rezultă din ceea ce v-am spus, oamenii trebuie să închine când trec pe lângă biserica respectivă. Nu e obligatoriu ca biserica să fie și pictată, pentru că o asemenea sfințire se face chiar înainte de a fi pictată, iar efectele sunt benefice într-o asemenea situație. Odată sfințită, sigur că locul respectiv devine un generator de energie, de spirit, de viață spirituală, indiferent dacă ar fi pe cu fundul unui lac sau este la locul ei din momentul în care a fost construită. Da. Deci, ce frumos a spus domnul profesor, un generator de energie este un generator vibrațional. Practic, rugăciunile pe care le fac preoții noștri creștini ortodoxi, momentul în care sfințesc o biserică, deschid, activează un generator. Un generator vibrațional, un generator de lumină. Și prin tur la bisericii, da, lucrurile sunt cunoscute, prin tur la bisericii se vede foarte frumos canalul sau coloana de lumină vibrațională. Noi care nu realizăm încarcă câtă forță au, pentru că nu se văd lucrurile acestea, acest tip de energie. Da. Dar oamenii care s-au dus în astfel de locuri, biserici scufundate, bine, nu vorbim și despre bisericile care sunt nescufundate, sigur că da. Dar aici este o zonă aparte a bisericilor scufundate și a locurilor puțin uitate de vreme de noi, dar în realitate ele se văd. Cu totul se și văd. Cu totul aparte, în România sunt anumite locuri și chiar o să vă rog să ne dați da. Și câteva exemple după aceea, în care atunci când mergi, trecând peste faptul că ai senzația că ai intrat în altă perioadă, în alt timp și capeți-o cu totul altă energie. Deci atunci când te întorci de acolo, ești cu totul alt om. Deci efectiv, exact cum spunea domnule profesor, un generator de energie, parcă cineva îți face o injecție cu energie. Exact. Da, este foarte simplu să apărăm la o comparație, să luăm un diamant și să-l punem într-un pahar cu apă. Să vedeți ce frumos strălucește și să vedeți cum acea apă este energizată, pentru că diamantul emite o anumită vibrație de anumită frecvență. Biserica sfințită de noștri preoți și nu numai preoții creștini ortodoxi, preoții creștini catolici, aduc practic ceea ce se numește cheia energetică vibrațională, ce vine din înalta conștiință hristică. La fel se sfințesc templele și în budism și în hinduism, nu numai în creștinismul nostru. Pentru că și acolo sunt chei de racordare, de a aduce vibrația înaltă a acelei religii care crede într-un singur Dumnezeu. Într-adevăr, creștinismul și noi suntem aici unici prin ceea ce vrește creștinismul, dar de fapt să știți că nu suntem unici. Pentru că esența comună a tuturor religiilor este numai iubirea și compasiunea. Generatorul acesta vibrațional, care se activează în momentul în care preoții noștri dragi sfințesc biserica, și este bine să se știe că acolo merg numai oameni sfinți. Pentru că nu oricine poate să aducă această cheie și acest generator vibrațional. Și piramida luminii cereze sau piramida lui Cheops, cunoscută în Egipt, este tot un generator de vibrațional. Dar nu oricine are cheia de activare a piramidei. Știți, care de fapt nu e a lui Cheops, dacă... Da, așa este. Și în momentul în care biserica aceasta este scufundată, ea rămâne, ea vibrează în continuare. Și normal că atunci știi ce face. Pe elementul apă, despre care toată lumea a vorbit. Diamantul din apă. Este diamantul din apă. Știți? Și noi avem, să știți că și noi avem diamant în sânge și noi avem aur în sânge. De fapt, vibrează mai mult de sub apă, pentru că nu mai este expusă la, din punct de vedere hinduist vorbind, nu mai este expusă la elementul eter și spațiu, fiind sub apă, este expusă la păstrare, la un element, apa păstrează și promovează acele energii. Deci, de fapt, stând sub apă, energia și lumina interioară crește. Mai este o chestiune. Vorbind de vibrație, aș vrea să le spun telespectatorilor dumneavoastră ce înseamnă treaba asta.
legea vibrației sau preceptul vibrației este unul din cele șapte a lui Hermes Trismegistul, acum vreo 50.000 de ani înaintea noastră. Și să știți că omul care se află pe treapta cea mai înaltă de vibrație reacționează ca și cel care este pe treapta cea mai jos de vibrație. E așa de vibrația, vibrația fizică, pur și simplu așa este de mare, încât omul respectiv, sfântul respectiv, stă pe loc. Nici nu-ți dai seama. Exact același lucru face și cel care nu are vibrație. De aceea trebuie să-l lasă să-ți povestească, să spună ceva, pentru ca să vezi care este efectul vibrației. Noi vorbim de vibrație pentru că știm, oamenii nu pot să-i recunoască decât prin sfânt sau cel care nu e, n-are vibrație. Bine, vorbim despre anumite biserici scufundate. Avem biserica din Fierbinți, biserica scufundată de la Beliș, domnule. Beliș, da. Eu am fost acolo, să știți, nu se poate vedea, știu, mi-au arătat-o oamenii. Beliș este un sat dincolo de Huedin, în zona Fântânele, unde este o mare stațiune și foarte frumoasă stațiune. Peste această biserică mi-a arătat unde a existat undeva jos în vale, față de Beliș, față de comuna care a fost urcată pe acest dâmb de jos din vale, era mai jos de Fântânele, a urcat-o pe acest dâmb și acum oamenii stau acolo. Oamenii aceia, dar chiar stau chiar pe culme, deasupra pe culme, bate vântul acolo și nu prea nu sunt nici păduri, că e înălțimea foarte mare. Și mi-au arătat-o cu degetul unde se afla acea, era aproape în mijlocul lacului Tarnița. Și acum să vă spun un lucru care mie mi s-a părut extraordinar de ciudat. Să știți că acolo se pescuiesc păstrăvi de câte 100 de chile. Adică păstrăvi de genul ăsta. Meastră cunoașteți păstrăvul ăla de 20 de centimetri care e bun de mâncat. Și atunci vă întreb, ea nu, ăla nu e bun de mâncat, e prea mare. Și atunci vă întreb eu pe dumneavoastră, efectele acelor vibrații, credeți că nu se găsesc, nu se produc și față de animăluțele care există și pe care trebuie să le iubim, că indiferent că sunt mari sau mici, care sunt în apa unde s-a făcut râul Tarnița? Vă spun eu, asta e de retorică. Da, e o întrebare retorică. Așa este. Și îmi spuneau și oamenii de acolo că au ajuns să vadă, au fost treburi de asta, să vadă ființe, nu numai păstrăvi, care sunt mai mari decât de obicei în zona respectivă. Și nu a existat așa ceva. Iată efectul. Dar pentru oameni, dacă s-ar duce în astfel de locuri, ce impact? Păi este stațiune. Este stațiune. Eu cred că e foarte bună. Pentru că stațiunea aceea de la Fântânele are și o pădure extraordinar de frumoasă. Extraordinar de frumoasă. Este și o vila a fostului dictator Ceaușescu acolo. Foarte frumoasă și vila respectivă, dar e și un hotel foarte bun. Și să știți că e destul de aglomerație acolo. Oamenii nu cred că știu ce efecte sunt, ce efecte benefice pot avea sau pot să sufere între ghilimele, dar se duc, ceea ce înseamnă că e clar că există. Deci este știut că aceste locuri, domnule profesor, au o încărcătură cu totul aparte și care poate să influențeze pe cei care trec prin acele zone și poate chiar le pot schimba anumite elemente din viață. Da. Aici sunt cercetările realizată de domnul profesor Masaru Emoto, care confirmă ceea ce spune și domnul profesor și dumneavoastră, ceea ce se spune și în presă, pentru că la nivelul vibrațional, la o muzică aparte, la nivelul vibrațional, apa, cristalele de gheață, la un moment dat, iau forma hexagramei. Și în geometria sacră, hexagrama presupune un alt nivel vibrațional. În momentul în care o biserică este scufundată și ea rămâne rezonator și generator de vibrații în acea apă, dacă se iau probe și se refac experiențele domnului profesor Masaru Emoto, să știți că se constată la fel că într-o instalație de criogenie, din nou apa cristalizează sub formă de hexagramă. Însă mai sunt și astfel de situații. De exemplu, există un material de curând descoperit, se pare că este de proveniență dintr-un meteorit, Shungitul. Shungitul are aceleași caracteristici. Dacă lăsăm apa să curgă peste Shungit și cu acea apă după aceea o dăm plantele sau dăm la animăluțe, cum spunea domnul profesor, să bea apă,
peste care a stat și ungit o perioadă, veți constata că animalele, dacă sunt bolnave, sunt sănătoși, și animale cresc mai repede. Pentru că sunt încă foarte multe necunoscute pe care mintea umană încă nu le poate elucida, dar să știți că schimbarea paradigmei și respectiv să intrăm numai în abordarea energo-vibrațională, informațională și să revenim cât mai repede posibil la fizica cuantică, ne spune foarte multe și ne dă practic răspunsuri la absolut toate aceste minuni. Am să vă rog și la nivel concret să discutăm puțin despre acest aspect. Există un soi de contradicție dintr-un punct de vedere între aceste rocuri puternic încărcate pozitiv, cum ar fi bisericile scufundate sau bisericile în sine și mănăstirile, și satele scufundate, care se pare că poartă chiar anumite blesteme sau locuri în care oamenii au suferit. Deci aici avem de-a face cu un soi de lucruri care într-o parte sunt foarte bune, într-o parte sunt de o vibrație foarte joasă. Pentru că acolo unde a intervenit suferința oamenilor, acolo unde oamenii au pierdut, deci vedem diferența între biserici scufundate și sate scufundate. Unele sunt încărcate de, așa se spune, un soi de blestem, altele sunt încărcate de o energie puternic pozitivă și toți cei care trec pe acolo au numai de câștigat. Da, domnișoara Lina, o singură chestie așa, aș vrea să vă gândiți, eu nu intru în amănuntele astea care le pătrește dumneavoastră, adacale. O să vă rog să ne explicați aceste lucruri, însă după publicitate. Vă rog. Am revenit, domnule profesor, am să vă rog să ne continuați. Da, vă aminteam de adacale. Nu știu dacă putea să fie salvată, dar lăsăm la o parte care vechime fantastic de mare. Acolo existau niște locașe de credincioși, nu neapărat ortodoxi sau catolici, erau musulmani, din câte știm foarte bine. Dar tot același lucru, și ei cred într-un Dumnezeu, indiferent cum mi se spune. Până la urmă, tot un singur Dumnezeu există, chiar dacă îl chemăm Allah sau Dumnezeu sau în alt fel. Credeți-mă că acolo am tot auzit de tot felul de lucruri care nu sunt chiar foarte bune pentru oameni, oameni nevinovați, să știți, nu sunt oameni vinovați. Nu știu dacă mai trăiește cineva de când a fost cufundată, că sunt zeci de ani de atunci, dar se păstrează în mentalul ăsta colectiv, în visul ăsta colectiv al zonei respective, faptul că acolo este poate nu neapărat un blestem, dar este un loc în care ar trebui să ne prosternăm până la urmă. S-a scufundat o cultură acolo și era o cultură deosebită. Nu era o cultură musulmană pură, era altceva, era o cultură, altfel de cultură, cum s-ar spune. Și au existat acolo și accidente, și înnecări, și multe. Și practic, deci se face, domnule profesor, se face un transfer, da, energetic, da. Pentru că acolo unde se întâmplă astfel de lucruri, da, morți din acestea ciudate, energia rămâne. Asta ar fi explicația. Da, este explicația asta. Probabil că există dorința acelui vis de a reveni, dar nu știu dacă se mai poate, pentru că s-ar putea ca noi uneori să facem lucruri irreversibile. În completare la spusele domnului profesor, aceste energii negative care atrag de altfel pe scufundători și de distracție și din punct de vedere turistic unii să viziteze aceste locuri scufundate, sate, orașe în ruină, vase în ruină. Sunt mai multe, nenumărate situații în care s-au produs morți neexplicate. În schimb, niciodată nu s-a aflat despre un scufundător care a vizitat o biserică scufundată, da, să aibă o experiență negativă, cu atât mai mult nu s-a întâmplat să se audă de vreun caz în care să se producă un deces. Deci, cu alte cuvinte, nu trebuie sfidată energia acestor locuri care cu siguranță nu sunt... Nu trebuie sfidată, nu trebuie căutată. ...deloc favorabile energiilor noastre, pentru că trebuie să fii mult prea puternic ca să poți să-i faci față. Mai mult decât atât, sunt mărturii care sunt accesibile tuturor pe internet despre aceste vizite, în ghilimele, turistice, oameni interesați în senzații deosebite. Să viziteze biserici scufundate, cele din România, cum e biserica de la Beliș. Mărturiile celor care au fost acolo sunt că natura energetică
atunci când au ajuns acolo, nu a fost deloc în sensul unei negativități. Dimpotrivă, s-a simțit o presiune inexplicabilă, dar pozitivă. Un fel, așa cum chiar ultima mărturie explica, ultima în timp, ca un fel de drog. Deci, eu aș putea interpreta ca o energie pozitivă, care nu a putut fi explicată atunci pe loc, în niciun caz nu a promovat întunericul, în niciun caz nu a promovat decesul, în niciun caz nu a promovat o stare de rău, ci o stare de bine, mai mult decât atât, a promovat intenția lăuntrică în scufundătorii care au fost acolo să revină, au fost atrași să cultive și mai mult acea energie. Da, gândiți-vă la Triunghiul Bermudelor. Da. Care este o zonă poate încărcată negativ sau este altceva, e greu de explicat ce se întâmplă acolo, dar nu știu exact unde au dispărut. Câmpurile energetice sunt rebele, sunt nebune. Da. Nici nu știi care sunt. Apoi se tot vorbește de energie negativă. Eu am a doua idee care o să aduc astăzi, care să impresioneze între ghilimele. Nu există energie negativă sau pozitivă. Există energie care poate fi utilizată pozitiv sau negativ. Și ca să reducem din exprimări, spunem energie negativă sau pozitivă. De fapt, energia e aceeași. E una singură, e un singur tip de energie. Dar o folosim negativ sau pozitiv. Vrăjile acelea sau, acele vrăjitorii negre sau cum le zice. La... Nu, la noi avem magie neagră. Sau... Asta e tot un fel de energie care o folosește alb sau negru. Și sub a căror incidență cad persoanele care și ele atrag la rândul lor. Exact. Pentru că până la urmă, și vă spunem și vă spunea și doamna, că noi suntem, adică celălalt este ceea ce suntem noi, până la urmă. Adică noi, dacă folosim energia în mod negativ, celălalt nu are cum să răspundă decât tot la fel. De aceea trebuie să iubim pe toți, trebuie să iubim pe toți pentru ca să nu mai degajăm așa ceva, adică să nu mai folosim energia în sensul negativ al cuvântului. Iar ceilalți să ne iubească și ei pe noi, chiar dacă nu ne iubesc. Acea rugăciune Ho'oponopono, de care vă spuneam și vă spunem înainte, este, are darul de a ne stăpâni și pe noi și a stăpâni și pe celălalt. Dar noi putem să ne stăpânim fără această rugăciune. Noi putem să ne stăpânim de pe timpul Hawaii-ului de mii de ani în urmă. Ne putem stăpâni iubind pe ceilalți. Degajând eu nu dragoste, ci iubire. Asta le spun telespectatorilor dumneavoastră. Să înceapă să se iubească și furnicile. Nu pot să vă spun că pot să vă dau un exemplu mult mai urât pe care mai dau și în alte părți. Eu la prieteni sau între prieteni, că nu mai azi că acolo stau de vorbă așa. Trebuie să ne iubim totul. Absolut tot. Pentru că altfel am ajunge în situația asta de negativitate a energiei. Și n-am intrat încă în amănunte să vă spun că suntem într-un timp sistem de negativitate tocmai datorită rănilor spirituale pe care noi le avem. Și datorită acestor răni noi ajungem să ne facem un fum de negativitate, iar această negativitate este generată de dorința de a ascunde, de a minți. Deci e o minciună totală, să știți, între oameni, între pământeni, între cele 7 miliarde de pământeni. Trebuie să începem să vorbim adevărul, să iertăm și să iubim. Astea sunt cele 3 faze. Și atunci nu o să mai avem așa ceva. Energie negativă. Nu știu când se va întâmpla treaba asta. Sau mai precis, holotosena va dispărea atunci sau se va lumina. Apropo de reacția gândurilor negative. Da. Să vreau și mai spun ceva în legătură cu... Nu neapărat numai cu aceste biserici cufundate. Creația tangibilă umană, mai devreme sau mai târziu, dispare. Este legea naturii. Totul trebuie redat înapoi naturii. Uitați-vă că au dispărut civilizații. Mai găsim și colo câteva, da, rămășițe. Mai devreme sau mai târziu, toate vor dispărea. Trebuie să acceptăm că această creație umană nu e permanentă. Da. Domnule profesor, câteva locuri pe care ni le puteți indica, locuri, ne-ați spus, ați fost de multe ori la biserica de la Sviștea Snagov, acolo unde părintele Nicanor Lemne a
Da, părintele Nicanor Leonel, l-am cunoscut personal și este un om deosebit, cred că acum are 99 de ani. O biserică cu totul și cu totul deosebit. Da, este un spirit foarte înalt. Chiar îi rog pe... E bine ca în această viață, cât mai dânsul mai este încă în viață, în acest corp fizic, e bine ca părintele Nicanor să fie vizitat, nu știu dacă își dorește atât de multă lume, dar vreau să vă spun că am avut o discuție extraordinară chiar luna ianuarie cu dânsul. M-a dus cineva drag, m-a dus acolo, m-a primit foarte smerit, foarte modest și, mă rog, eu stăteam și vreau să discutăm despre spiritualitate și despre cunoașterea divină, pentru că în momentul în care m-am dus cu problemele, gândurile îmi fugeau. Și la un moment dat, la sfârșit, după circa câteva minute, la sfârșit, dragul de părinte Nicanor mi-a zis, totuși, dacă ați venit, nu mai vede, foarte greu vede. Și mi-a dat un marker și a scris totuși aici numele celor dragi. E bine, m-am apucat, am scris și când am văzut că de-abia mai vede, nu am vrut să trec nume multe și pentru că trebuia să scriu caractere foarte mari, extraordinar de mari și cu marker. Ducea foița de hârtie așa foarte aproape de ochișor. Și am vrut să plec și știți ce a făcut? Mi-a zis, nu, 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 vă rog eu frumos, ați uitat să treceți pe mama dumneavoastră. Și mi-a zis, nu se poate, mama dumneavoastră este bolnavă. Și atunci am realizat, așa este. Iar peste 3 săptămâni mama mea s-a dus în cealaltă dimensiune. Deci m-am întors din drum, acesta este părinte Nicanor. Știți? Deși nu mai vede în spectrul vizibil uman, dar vede dincolo, în non-vizibil uman. Și mi-a zis, ați uitat să treceți pe mama. Vasiliștea Nagolului, vreau să vă spun că nu mai ține predică, dar merge la slujbă în bisericuța dânsului dragă. Și când a construit biserica, a construit această biserică, a avut probleme la început cu primarul de acolo. Primarul, știți, care nu-i dădea voie să construiască biserica respectivă. Și la un moment dat, este ceva, toată lumea știe, primarul s-a dus și l-a jignit într-un mod destul de dur. Știți ce a făcut părintele Nicanor? S-a dus, l-a îmbrățișat și mi-a zis, i-a spus, cum să nu te iubesc? Că ai fost atât de sincer, sinceritatea trebuie iubită. În acel moment primarul pe vremea lui Ceaușescu, știți, și i-a spus, bine, bine, construiește, dar vezi să te vadă nimeni. Acesta este dragul Dumnezeu de părintele iubește, Nicanor. Iubește pe toată lumea, și pe rei și pe bun. Da. Am să vreau să ne spuneți, Daniela, câteva cuvinte și despre impactul pe care îl pot avea aceste locuri. Am văzut, există o energie foarte puternică, am văzut cum se alege locul pentru construcția unei biserici. Sigur, există și situații mai puțin plăcute care au loc chiar în aceste locuri, atunci când se perturbă destul de mult energiile, dar totuși este o încărcătură energetică superioară celorlalte. Cum ne putem noi încărca mergând în astfel de locuri? În primul rând, bisericile, lăcașurile de cult, ca să mă exprim în termeni mai generali, ca și locuințele, lăcașurile de locuit, trebuie să fie aliniate cu axele sud-nord, est-vest. Pe sud-nord, pe axa sud-nord, acolo se pune mobilierul. Într-un lăcaș de cult, acolo se pun stranele. Acolo sunt oamenii. E bine dacă spus sud-nord, nu nord-sud. Sud-nord, da. Nu, n-a greșit. Mare atenție, da. Mare atenție, sud-nord se începe de la sus spre nord. Exact. Deci dacă noi vrem să ne încărcăm spiritual, prima regulă, așa fac eu. Întâi verific dacă acel locaș de cult, indiferent, pentru că eu sunt... sunt deschisă la toate religiile, în sensul că divinitatea către care mă închin eu nu mă oprește să nu accept și să îmbrățișez celelalte religii. Așa este respectos, așa este demn. Primul lucru care îl fac pentru a vedea dacă pot să mă încarc energetic, eu chiar așa procedez. Mă uit să văd dacă este aliniat acel lăcaș de cult, dacă este sud-nord, dacă este construit cu altarul la est și așa mai departe. După ce am verificat la propriu cu ceasul sau cu o busolă mică turistică la mine, atunci intru, mă închin față de divinitatea de acolo și încerc să absorb energia, dar din poziția aceea sud-nord.
stau o perioadă de timp acolo și încerc să simt energiile, dar numai după ce am văzut că ea este construită propice pentru a putea crea energiile reale și nu niște energii false. Deci, practic, oamenii care trec prin astfel de locuri au această șansă să-și încarce bateriile, pur și simplu, și să curețe anumite energii negative. Exact. Am vizitat recent de Paște mănăstirea Putna și mănăstirea Voroneț și am observat că amândouă fiind, deci construite la câteva sute de ani diferență, amândouă respectă aceste principii și în fiecare din ele este un sentiment unic, înălțător, pozitiv și care rămâne în tine. Da. Un singur cuvânt, da. Un exemplu, mănăstirea Văcărești, nici acum nu este lămurit ce se întâmplă acolo. Nici acum nu este lămurit. S-a început construcția în 1716 de Nicolae Mavrocordat și a continuat de Constantin Mavrocordat, cel care a făcut așezământul de la 17 februarie 1748. Credeți-mă că eu mă întreb și am suficienți ani să pot să mă întreb acum ce se întâmplă acolo. Apropo de efectele astea, Dumnezeu nu vrea să se întâmple ce a vrut Ceaușescu. Vedeți, Moisescu, fostul patriar Moisescu a refuzat locul pentru că a bănuit că acolo se va muta patriarhia. Ceaușescu i-a spus să facă institut teologic acolo. Și a bănuit că o să arunce patriarhia acolo în condițiile în care locul patriarhiei este de veacuri, este acolo unde este acum. Nici Moisescu nu l-a, nici acest patriarh, mare patriarh, nu l-a dorit. Ea s-a terminat cam pe la 1722 s-a terminat construcția, până Mavrocordat ăsta la băiatul. Nu poate să-mi spună nimeni, m-am tot interesat despre această treabă. S-au încercat nu știu câte proiecte. Nu se reușește. Acolo trebuie refăcut tot complexul acelui Mavrocordat, gândit de Nicolae Mavrocordat, de tatălui Constantin Mavrocordat, la 1716. Ca să intrăm, să fim tot în sensul celor care le-a spus dumneavoastră. Da, și dacă referim la anile, la linia sud-nord, e bine să se știe că, de fapt, și oamenii știu, în marea lor majoritate, polimagnetici se deplasează. Nu mai sunt polimagnetici sud-nord, da, de acum 50 de ani. Nu busola asta. Și se deplasează în fiecare zi. Încât la un moment dat să nu ne surprindă dacă la un moment dat o biserică inițială sau un templu care a fost construit pe direcția sud-nord, să constatăm că la un moment dat poate să intre în derivă energetică. Așa se explică de ce pe lângă acest aspect, deriva energetică sau deriva vibrațională unei biserici, este posibil ca la un moment dat câmpul geopatogen peste care s-a construit această biserică, acest câmp geopatogen se joacă feste, pentru că câmpul geopatogen în ziua de astăzi își deplasează perimetrul. Am înțeles, din păcate am ajuns, îmi cer scuze, da. Domnule profesor, din păcate am ajuns la finalul emisiunii, deci iată, dacă se respectă aceste reguli de bază, ne putem chiar încălca energetic, iar cei care agresează aceste locuri sfinte, care sunt foarte pure și foarte puternic încărcate pozitiv, știm ce soartă grea au avut de-a lungul timpului. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, pentru telespectatorii noștri astăzi seara avem cartea Antrenează-ți creierul, peste 300 de tehnici și exerciții de memorie, inteligență și creativitate la 69 de lei. Puteți comanda simplu trimițând un SMS cu textul Litera la 1800 tarif normal. După trimiterea mesajului veți fi contactat de către un operator care vă va prelua comanda. Livrarea se va face prin poștă sau curier, iar plata cărții se face ramburs. Încă o dată vă mulțumesc, iar noi ne revedem și sâmbăta următoare. Până atunci, alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. Noapte bună!